Calitatea sa este părintele Protosinghel Nicol din Pete, inspector eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Iașiului. El este cel care coordonează activitățile, multiple de activități care se desfășoară la centrul eparhial cu tinerii, cu copiii și tinerii în deoseb și participă la întâlnirile acestora, la întâlnirile ATOR, adică Asociația Tinerilor Ortodoxi din România, și noi avem aici o filială care se descurcă destul de bine, spunem noi, au activități frumoase. După ce părintele va conferenția, în timpul cât undeva se veți pregăti eventuale întrebări care vor fi așteptate pe hârtie și vor fi aduse aici la masa din prezidiu, îi vom asculta și pe tinerii natore. Iar la sfârșit, corul mult așteptat de la Dobrovoi, cu multe persoane, cu cor de mix și de tineri și de tinere, îi va încânta cu mai multe colinde. Acum îi dăm cuvântul lui părintelui Nicodim. Vă spunem bine ați venit în orașul Brâlău, fotocopiatul nostru.
Sperăm colaborările dumneavoastră să fie din ce în ce mai numeroase, pentru că și tinerii, dar și noi, cei trecuți de prima tinerețe, avem nevoie de un imbol, avem nevoie de un sfat și de o meditație împreună. Bine ați venit! Mulțumim, mulțumesc și dumneavoastră pentru răbdarea și timpul pe care vreau spus pentru a fi seara aceasta aici. Acum acesta știm că se împlinesc 300 de ani de la martirizarea Sfinților Martiri din Deveni. În vreun cu care tatăl voivodul Constantin, fiii săi și fiii săi, a fost martirizat și Anache, sfârnicul prietenul voivodul Constantin din Deveni, vistiernic, era un fel de ministru de finanțe, știa unde sunt banii, a fost și la Istanbul și omorât. Ne întrebăm adesea de ce trebuie să ne cunoaștem istoria, mai ales cei tineri se întreabă câteodată, dar de ce trebuie să știm atâta despre trecutul nostru? Nicolae Iorga spune undeva că cel care nu cunoaște istoria se aseamănă unui copil orfan, unui copil care a crescut fără de părinți, nu știe de unde vine, nu știe al cui este și cel mai probabil nu știe foarte clar nici unde va merge. Și anul acesta a fost un prilej și pentru noi, românii, de a ne aduce aminte de unul din voievozii României, țării românești, un om, un voievod, un sfânt martir, care a purtat la un moment dat, pentru 26 de ani, istoria noastră cu realizări frumoase, biserici, tipărituri și la final, și-a încununat viața cu martirii. Biserica Ortodoxă Română a canonizat 3 voievozi. Știm de Ștefan cel Mare, canonizat imediat după Revoluție, în 92. Apoi a fost canonizat și este canonizat și Neavoie Basarab. A trăit puțin după Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare a venit la domnie la 18-20 de ani. Neavoie Basarab vine la domnie la 30 de ani. Va muri destul de tânăr. După 9 ani de domnie, în țara românească, la 1521, și Constantin Brâncoveanu, care domnește 26 de ani, vine la domnie la 34 de ani și el canonizat împreună cu fiii săi și cu Ianache Sfetnicul. Câteva cuvinte, pentru că până la urmă întâlnire de azi, după ce sunt și copii, este întâlnire în care am dorit să ne împrietenim cu Constantin Brâncoveanu și cu fiii săi. Personajele acestea istorice nu sunt departe, ele sunt în viață, încă și pentru totdeauna, mai ales când vorbim despre Sfinți, știm că sunt vii și aproape de noi. Sfinții sunt toți vii și trebuie să ne prietenim cu ei și cu Dumnezeu. Sunt unii care nu știu că Dumnezeu este persoană. Cred că Dumnezeu este o forță sau o idee sau o energie. Mântuitorul nostru este persoană, Maica Domnului este persoană, Sfântul Marii Cucerii Gheorghe este persoană, Tatăl și Duhul Sfânt sunt persoane. Rugăciunea noastră adresată lor este un dialog cu aceste persoane cu care dorim să intrăm în comuniune, să ne împrietenim pentru ca să ne sprijine, să fie aproape cu noi în viața noastră. Și în slujba
Haleluia! S-a născut un fiu frumos.
frumos, Aleluia, uitați, pe nume cheamă Hristos, Aleluia, pe paiele gâului, Aleluia, uitați, și florile pântului, Aleluia, nu ca Fiul Domnilor, Aleluia, uitați, și voia ta voilor, Aleluia, cercetorii culturale, aici. De ce? Le țin aici. Păi de ce?
Păi nu trebuie să mai mănânce, că le-am trimis pe celelalte să mănânce și mănâncă și pentru ăsta. Deci nu ai cum, dacă tu nu mergi la întâlnirea cu Dumnezeu, duminica, Dumnezeu vine la întâlnire și coboară harul acolo. Și în viața noastră foarte desea, pentru că nu facem ascultare pentru oameni, pentru că nu facem ascultare în biserică, suntem întotdeauna unde nu este har. Te duci cu alții și fumezi și niciodată nu suntem unde trebuie să fim. Marea înțelepciune este să fim la locul potrivit și la timpul potrivit. Deci trebuie să fim la biserică. Dumnezeu vine la întâlnire. Ne-a trimis scrisoarea de dragoste și ne-a dat întâlnire. Așezate osemintele aici. Aici a fost el îngropat din 14 până în 20. Era o mănăstire cu Hagia Sfânta Maria, pe care el l-a ajutat de an bun de zile. Fiecare an trimitea sume de bani. Era făcută de un împărat bizantin, Ioan al VIII-lea paleolog. Antimii Vireanu a fost al doilea mare mitropolit al său, din 1708-1716, un foarte bun colaborator, va fi și el omorât în 1716 de turci. Este mănăstirea lui, făcută la 1715, câteva tipărituri. Saltirea, a tipărit foarte mult. A tipărit pentru prima dată Evanghelia pentru georgieni. Nu avea o limba georgiană. A tipărit Sfânta Liturghie pentru georgieni. A tipărit Sfânta Liturghie pentru arabi, în limba arabă, că nu avea. Aici este Sfântul de sus, elemente brâncovenești în baroc, în nordul Italiei. Aici este Mănăstirea Băcărești. Vedeți ce complex? A fost dărâmată de păgâniști. Mai departe. El e biseminarist la seminarul Sfântul Ioan Iacob din Dorohoi, care ne va prezenta mai multe colinde și până suferințele moartea și iubirea sa se remontează. Sărbătoarea întregii lumii creștine, a fiecărei familii în parte, Crăciunul are un caracter familial, de poezie, de drăgălășenie, pentru pruncul de curând născut în Iesla Boilu. Părintele, profesor și director Constantin Mugă, se ascultăm. Amen.
Amen.
Să slăvim la Betleem pe